Și dacă ne vedem, în timp ce voi povesti tu. Cred că vine Cora. Zici? Ba da, gata, ne vedem. Noi suntem. Bine, eu n-am zis că ne Ce vedem, zici am zis de că vine asta? Cora, cred. Ce? Păi tot mai bine, o să o pui să se... Să-mi scrie textul. A, să ce, să scoate la imprimantă. Aha. Very good. Ia uzi, bună seara, de când așteptăm momentul ăsta? Da, domnule, am avut numai peripeții, numai nenorociri. Bă, dar nu se poate așa ceva, dar totul a fost și în Turcia și în aia, nu știu, cred că Ceasul rău sau ce a fost măta cu toate găinările, cred că ea a tras toate astea, le-a dat și pe mine. Bă, dar ce mă lăsa acolo și fugea. Te Deci, lăsa, domnule, a? da, dar m-a și lăsat. Ea zice că nu e așa. Păi ți-o dau pe Adrian acum, nici nu mai vedeam. Și ea și ea și Gabi. Da, și luase și buletinul și toți banii. Păi și tu cum te mai întorceai de acolo? Păi eu eram cu Adriana și fugeam cu geanta aia și întrebam, ai card de credit să stăm până... Am, lasă-i să fugă de aia, că oricum am pierdut avionul. Deci, domnule, totul a fost pe gubos de la început. Deci s-a plecat ideea lui doamna Corina și lui domnul Gabi să mergem la Istanbul. La Istanbul nu mai e de mers, că prețurile au făcut mai mari decât la Dubai. Adică orice masă în 4 persoane, 260-300 de euro, Da. dar La peste știi tot s-a că... scumpit totul. Da, mă, dar nu 15, un par de bere 15 euro. Lasă-o dracu de Da. aici. Deci la pușcărie nu e. Și în Germania aici s-a scumpit. Dar e 4 euro, 5 euro un par. Merge, nu? Da. Și așa e mult. Dar 15 euro un par în Turcia. Da, enorm. Striga de vin 60, 70, orice căcat de fel de mâncare, 25, 30 de euro o porție de 3 chiftele. Doamne, iartă-mă, chiftelor de... Dar oricum cred că m-a... Eu cred că din cauza Ramadanului a fost Nu. În primul rând că n-a mers niciun telefon. Dar eu cred că tu nu aveai roaming, pentru că altfel n-are cum să nu-ți meargă deloc Nu merg, telefonul deci nici ale data. lor nu mergeau decât în hotel. Dar ce s-a întâmplat? Șmecherie mare. Deci tot a pornit cu inversul. S-a luat cartelă de Turcia, Cora Așa. și cu Adriana, ca să vorbească între ele în cartelă de Turcia, nu Da. avea probleme. Adriana a lăsat telefonul, taxiul, când mergeam spre aeroport. Îți dai seama, deci am luat-o degeaba. A, le-ați luat de aici, voi, Da, bun. ele șmechere, să avem... Să Da, anticipeze să vorbească, da, dificultățile. ele cu... Așa și noi cu noi. Am vorbit mama cu tata și tata cu mama. Nimeni cu nimeni nu putea să vorbească, mă. Nici pe ei, pe WhatsApp, pe astea nu puteau să vorbească. Bine, era și campanie electorală și am înțeles că ea... nu mai lăsau netul astea să meargă să funcționeze ca să nu să facă manevre, să Da, nu se da. vorbească între ei, ceea ce vor să facă și la noi ăștia. Bă, da, a fost un coșmar, îți dai seama, care ne pierdeam sau care plecam. Mai ales că tu ai o apetență în ATP. Păi de oricum, stai să vezi ce am pățit acolo. Și hotel a ales ea cu doamna Adi, hotel de 4 stele. Eu când am văzut străzile, zic, voi v-ați uitat, să vor fi 4 stele turcești. Înțelegi? Deschidea geamul în primul rând. Am loc în cameră. Când deschide geamul, erau unii la 2 metri cu niște balcoane, se spălau aia, se făceau, se le-am arătat și eu puțin găuți, am făcut și eu pe acolo. Asta nu stau. Nici altă nu stau. Am dormit o noapte acolo, în fine. Dar nu mergea nimic, mă, nu știu, eu nu știu cum merg oamenii ăștia. Ne-au spus că avem saună. Și mergem jos la saună, că ei au plecat, nu știu unde dracu în oraș, și mă duc eu cu Gabi la saună, și la saună pe ei să-i dăm drumul. Acum, pe cum să fac saună, mă, că, până așa, la rece, până se încălzește. Nu, o cretinitate totală. În fine, ele au plecat și am rămas noi doi. Și n-am mai putut să luăm legătura cu ele sub nicio formă. Noi am plecat de la hotelul ăsta, ne-am mutat la hotel adevărat, era hotel bun în
pe lângă căcat. Taxim, Paxim, ta piața, Taxim și pe alea. Ăsta era bun hotelul. Și am stat, Gabi e nebunea, bă, nu mai vin alea, dacă s-au pierdut, dacă le-au omorât, că nu putea să nu legătura. Zic, lasă-le, bă, le-au omorât, eu de-abia așteptam. Viața zic, merge am scăpat, dar bine, zic, nu prea aveam bani la mine, dar zic, eu de undeva bani. Că i-a plecat să trec cu bani, că avea boală să, nu știu ce, ce cu, n-am înțeles nimic, să mă întreacă cum face. Așa. Și în fine, am mers la un restaurant. N-am mai stat la primul restaurant, 3, 2 porții de mâncare, 4 beri, 250 de euro. Gabi i-a venit să leșine, dăm alea, că e așa, că nu știu ce, că cârcă, mă, cum să fie prețul ăsta? Zic, mă, vezi că scrie prețul, nu știu ce. Mergeam la un restaurant unde am mâncat eu, cum e prețul ăsta? Bine, mă, mergeam la restaurantul ăla, 350 de euro. Așa, și l-am găsit. Și după aia, în ultima zi, ei au zis că era ziua alegerilor. Eu nu știu că ziua alegerilor ăștia au închis și cârciumile europene și absolut toate, toate treburile astea. Ăștia mergeau pe jos, de făceau spume, zic, bă, eu mă duc vis-a-vis de hotel că avea bere extraordinar de bună și eu te-am scuipat în gură rece. Zic, mă duc, beau bere rece acolo până să mă întâlnesc cu ei. Și ne întâlnim într-o oră jumate. Mă duc acolo, restaurantul închis. Am stat o oră jumate pe stradă. M-am dus pe la toate restaurantele alea. Să găsești ceva de băut, înțelegi? E cum să-i anunț eu unde sunt. O, cretinitate totală, mă! Și am bănuit eu când vine și am văzut-o pe aia, pe Cora, că fugea pe niște străzi, și ia uite, bă, ce cretinitate! Dar nici nu puteau vorbi decât când intrau în hotel, pe nu știu ce, WhatsApp al hotelului. Nu, pe, pe aia, pe rețeaua hotelului. Morții, mă, zic, nu știu, pe Wi-Fi, pe Wi-Fi, căcat. Stăm acolo, bem, mâncăm frumos, am mâncat bine, adică mâncarea extraordinar de bună și totul, dar prețul e mare, în fine, nu contează. Și mergem la aeroport în Mare Bășini, aeroportul ceva impresionant, nene, ai fost? Da, da, da. Ce băi, cât București? Da, da. Parcarea da, e cât București, nene, pe 7 nivele, ceva îngrozitor. Bine, după aia am văzut că puteam să fugim cu niște mașinuțe, dar dacă fugeam, da, cu, dacă fugeam cu mașinuțele, tot nu prindeam. Și doamna Cora cu domnul Gabi s-au repezit amândoi în... în ai văzut că sunt mii de fișopuri imense, nene. Da. Ele în fișop să cumpere. Ce să cumpără, mă, căcat și ala turcesc care era 60 de euro în aeroport, l-ați luat din bazar. Dar în fine, eu să căutăm un restaurant care avea bere. Și căutăm un restaurant cu bere, stăteam noi acolo, beam berile mari, 15 euro, au apărut ei părând pe nu știu ce. Și zic, la ce ori avionul? Și când mă uit, altă imbecilitate. Ăia făceau îmbarcarea cu jumătate de oră înainte să plece avionul și mai zădeau drumul, o tâmpenie. La noi cu 10 minute, dacă vizită. Și erau, eu am văzut avionul, chiar te-am luat, uite avionul acolo, nu că nu mai dăm drumul la poartă. Păi ce cretin? Mamă, mamă, și când le-am zis, beam eu bere cu doamna Adi, ei căutau cu ratul lor cu toate. Bă, deci tu ai fost în bandă cu Adi, această călătorie. Noi păi la bar, nu știu ce. Și ei când au auzit, au luat la fugă amândoi. Noi până ne-am ridicat. Nu v-ați ridicat trecuse. Nu, dar să vezi ce viteză să duceau, că știi că sarea imensă. Păi aveau viteză, nu mai vedeam. Asta e luat, adică deau alea din sacoșii, căram alea. Noi fugeam mai încet. Și zic, bă, ăia s-au dus. Nu știu dacă s-au urcat în avion, s-au urcat avion. Dar... dacă rămânem aici, eu tot întrebam, ai bani la tine? Că mă trimite niște acte, mă ia cineva de acolo. Și ea spunea, am... Îl trimitea Iulia pe ăla, pe... Îl trimitea și știu, cu actele mele unde, da. Și cu actele mele zic, lasă-i așa. Mamă, și ei fugeam când ajungeam acolo, erau transpirați, îi fugeau. Au trecut pe lângă noi, m-am dus la bar, mi-am luat bere, ăștia fugeau pe acolo, erau agitație, erau într-o agitație maximă. Îți dai seama cât de tare e avionul, că i-am ajuns după aia din urmă unde vorbeau ei acolo la un ghișeu unde vreau ăștia. Mamă, plângeau acolo toți. În primul rând că îi păcăleam pe toți, că de asta am pierdut avionul. Că se duceau unii, cred că se duceau musulmani din ăștia la Mecca. Pentru că erau îmbrăcați cu un prosop alb și cu, dezbrăcați complet și cu un prosop alb așa și în papuci. Dar foarte, prima oară unul, doi, pe aia au trecut sute. Și eu îi mințeam că, bă, ce saună au ăștia, uite câte saune fac ăștia, dar ce-au plecat ăia din saună, ăștia să uitau.
Și aveam avion cursă românească peste 3 ore. Bineînțeles că a trebuit să plătim cu hotelul încă o dată, că n-am stat, n-am pierdut banii. Acum trebuia să mai cumpărăm bilete la alt avion, că l-am pierdut. Și aia a fost drăguță de la recepție și a zis: dom'le, aveți peste 3 ore, cunoașteți aeroportul? Nu, nu-l prindeți. Cum era să ratați și pe al doilea? Da, și am zis: cum nu-l prindeți? Nu-l prindeți, că n-a apucat să vă luați bagajele, să mergeți până poarta, până aia, până face check-in-ul, pierde și pe ăsta. Și am zis: ce mă, plăteam al treilea avion și dă-l dracu de aici. Zic: îl luăm pe ăla de dimineață la 6. Și am mers acolo la un hotel, că avea niște hotel, avea un hotel pe aeroport. Așa. Mai multe. Dar aveam... băi, civilizat, cu stâmbile astea, cu Wi-Fi, cu toate astea, încărcai alea, făceai, vorbeai cu toată lumea, restaurante, fine toate alea. Și hai să mergem să ne culcăm. Și ne-a dat niște cușete, 150 de euro ca la pârnaie. Adică nu stau acolo că am televizor și să mă... Care e claustrofobie. Zic, nici eu mă bag în cușete, mă fut în cușete. Și ne-a spus aia că există un, nu știu cum, room, cum se numește, diner room sau nu știu cum de acolo. Nu, asta înseamnă sale de mese, ce da, zici. Cam așa ceva e. Sau nu știu cum, că capatul știa. Și este o sală cam cât aeroportul Otopeni. Înțelegi, dacă ai card VIP, plătești 150 de euro, 110 euro. Și intri acolo, dușuri, vreo 6 baruri, un bar care e cu 20 de feluri de mâncare, grătare, care îți fac un fel de paturi așa care poți să stai întins, toate alea, unde mănânci cât vrei. Zic că aici, stăm până la 6 dimineața, îți dai seama. I-am băut, am stat la un bar acolo, tot whisky l-am băut, făcea, se uita la mine, nu-i venea să creadă, whisky, adibere, whisky, vin, whisky, whisky. Ăia toți s-au culcat pe acolo, eu am rămas singur. Ia, cu Adi. Se uitau, dar și cum se uita la clipea în continuu, că mai încă unul, încă unul. Cred că am băut tot whisky-ul ăla din bar. Și dimineață, bă, dacă aveam inspirația, că dimineața au zis, hai să mâncăm. Așa. Ouă, cremvuști, salate, fripturi, făceau ăia, șnițele, morții, mă zic, hai să plecăm din timp. Îl pierdeam și pe ăsta. Pentru că, bă, distanțele aia enorme, mă, să mă urmă, am ajuns exact când începuse îmbarcarea. I-am spus, dacă pierde și pe ăsta, bă, bat, mă fut în Istanbul. Plec cu vaporul, plec pe jos. Da, domnule. Domnule, Carina ne ascultă. Atât? Carina și colegele de celulă. La ce celulă are Carina? Carina e în spital cu bebelușul și ascultă împreună cu colegele de cameră și așa mi-a zis că o să uite și ea cu colegele de celulă. Da. Doamne, toată lumea este aici. Râzete. Da. Armand care râde de tine. Pe ce se râde de mine, mă? Se râde de ei. După aia, haide, dumne, m-aș vrut repede, am arvunit mașina să plec. Mintea mea inteligentă și Tom, bă, am o mașină, merge bici. Din prima, bă, dar eu idiot, mă, dacă ți-am spus că sunt idiot. Mergem, plecăm, nu știu, la 11-12, la cât ajungem acolo, la 8 seara suntem acolo, la el, așa că bem, mâncăm, că facem. La jumatea drumului s-a dus, avea o microbuză, i s-a dus turbo. La vale mergeam 60-70 sau pe de, dar la deal mergeam cu 20, înțelegi? Bă, ne tăram, acum pe autostradă, tot ea cu claxoanele, cu farurile. Că îți spune, bă, dacă e stricat să tragi pe data sau să iei pe comunalele alea. Da. Ce comunale, mă, fătus, comunalele, măti? Înțelegi? Și norocul lui că acolo mai avea un Audi A8, că am plecat cu ăla. Lăsăm pe asta, plecăm cu Audi A8, zic, mamă, mergem acolo la mașina, vedem mașina, e corect, îi trimitem banii ăla, venim a doua zi, n-au intrat banii, ăla nu ne dă mașina. A treia zi n-au intrat banii. Și ce facem în cația și gura ta? Că acum au inventat nemții chestia asta, că mi-a explicat la domnule, n-avea nicio șansă. Deci te bagă în computer și te verifică aleatorul și îți trimite răspunsul 2 zile, 4 zile, 5 zile, 6 zile. Ăla tot scria, domnule, sunt cu copii aici, îmi noi, cu Tom era copilul meu, care mă mânca. Suntem cu copii, suntem cu astea, cu nu știu ce și nu știu ce și...
Ăla n-avea ce să facă. În fine, ne-a ținut cât 5 zile ne-a ținut până ne-a dat mașina. Și așa ne-a dat ăla, a zis, bă, plecăm și că... El a văzut că banii sunt în banca lui, că banii au fost întotdeauna în banca germană. Dar legile lor, cu căcatul lor, cu terorismul, cu merorismul, cu toate imbecilitățile lor, bă, și cât am râs acolo, cât am stat zilele cu Tom, bă, a murit de râs. Nu știu un cuvânt, nene. Și știi ce încurca pe toți? Că el când intra undeva, știa să spună, avea o chestie, să spună că el e rezident și care are vilă de vacanță acolo. Și alea o spunea în germană, înțelegi? Și ea când începea să vorbească, mai înțelegea nimic. Și ea nu înțelegea cum stă el în Germania, că nu poate să vorbească nimic. Mă mergea la restaurant și vrea ciolan și făcea de cotton, și arăta cotton, arăta alea pe jos, a vrut el în germană. Ai pus pe aia, dom'le, ce limbă mai știți, că m-am enervat, engleză, filmul ăla de engleză, pe vorba aia perfectă engleză, și a început tot în germană. I-a lăsat glezele, du-te dracu, hai să comandăm ce-i bă, poate, să terminăm. Și unde ajungea undeva, le spunea că avem casă și suntem aici să cumpărăm un Mustang de 30.000. Și pe el durea un culp. Și avea casă de vacanță pentru că soția e bolnavă și o ține la băi. I-a spus că era scripata aia. L-ai turnat? E cum să nu? Da, nene, și ne-am târât înapoi și după aia n-am lăsat acolo. Am ajuns cu mașina la casa lui lângă Passau și am venit Austria, Ungaria, deci 600 km, am făcut 16 ore. Am dormit și în România l-am părăsit și am fugit. Am zis, nu te mai pierzi pe aici, vină și lasă-mă de rea cu pace. Domnule, toată lumea întreabă despre Costel Cordoneanu. Da, a murit, Dumnezeu să-l ierte, mi-a părut rău. Dacă te duci la, dacă vei fi prezent la mormântarea lui. Domnule, în principiu trebuie să fiu prezent, ai văzut că și acum mi-a venit rolul, trebuie să merg să... Și mâine, azi o să ține emisiune mai târziu, că n-am știut că mâine voi filma toată ziua. La filmul cu Bezdeac și depinde cum am cu filmările, că dacă nu pot să opresc filmul acum, că n-am cum. Dacă nu mă duc cu Cătălin Păpușoi. Întreabă Răzvan Petrovan dacă s-a prezentat de Renate Müller în Germania. Nu, dar a făcut toate poveștile, toate alea, nu, și îl păcăleam în continuu. Fii atent la... Mergem că mi s-au terminat medicamentele și mergem să luăm medicamente de ficat. Și intră, bună ziua, așa, eu sunt rezident, am casă în orașul dumneavoastră, așa, aia, oh, ia, ce vreți? Labor, aia ce vrem. După aia arătat pe telefon, aia ne-a trimis la măcelărie, că zic că vrea ficat. Știi bine, bă, toate limbile, bă. Deci stă bine pe limbi străine. Da. Dacă poți să le dai niște detalii despre film, ce film face Bendeac, dacă nu sunt indiscret? Nu pot să vă dau detalii, că mi-a zis că n-avem voie să vorbim până să trăim filmul. Dar cineva a știut că, nu știu, film după o piesă, dar nu știu cum se numește, nu mă întrebați. Bine, domnule, deci nu pot să le spui nimic nici despre rolul tău, nici despre nimic, a? N-ai văzut că mi-a stat acolo, că nu pot să spun decât că joc în film. Deci este sub contract de confidențialitate. Așa am semnat, da. Deci nu se și poate. Și am spus la toți. Și că Serghei nu ți-a fost frică să mergi în Turcia după episodul cu Viara Stradivarius, întreabă Andy. Nu, a trecut mult timp, nu mai mă prindeau ea. Domnule Serghei, bine v-am regăsit. Care e cea mai bună mâncare pe care ați servit-o din toată expediția din Germania cu domnul Tom? Bă, toată mâncarea a fost foarte bună în Germania. Bună. Dar ne-a trimis la patronul, la unul care avea așa ori menturat și acolo. În primul rând că am ajuns într-o zonă că i-aș lua pe toți ăștia care tot votează, care votează cu Nicușor, care votează cu Clotil, care votează cu ăștia alții ai noștri, că și ai noștri la fel, în afară de doi, Băluță și Negoiță, care au mai făcut ceva, restul e jale, nene. Bă, eram în niște sate să moară mama mea în pedeapsă dacă am văzut asemenea case. Bă, imense, bine, au crescători de vaci, dar aveau grajdurile cu termopancă, îl păcăream pe Tom că uite bă ce casă mare.
aveau cu termopan, cu jaluzele, cu niște tulumbe care nu mirosea absolut nimic în zonă. Da, da. Purifica. Dar nu asta, mă, alea erau impresionante. Și casele, bă, curțile, n-am văzut în viața mea așa curs. Bă, oamenii bogați, toate drumurile în pădure, că erau mai drumul prin pădure între toate săturețele astea, toate cu asfalt, asfalt pentru bicicletă, iarbă tunsă ca la balamuc și formă, frate, gladiole și lalele. Mă da. Gândeam la noi cum le luau ăștia și cât le vindeau ei în piață și cum făceau. Ăștia sunt primar, bă, nu mai vă umflați că votați că v-a făcut ăsta. Când mă certasem ceva, vai ce-a făcut Nicu Șordan, ce-a făcut, bă, sunteți cretin la cap, bă, îmi pare rău că n-am filmat, duceți-vă, bă, acolo să vedeți ce face un primar de comună, mă, nu de oraș, bă. Că vă cade părul din asta, terminați cu imbecilitățile voastre că au făcut de ceva. O țară de tâlhari și de vagabonzi. Că iar mă enervez. Bă, ce cum putea să fie? Bă, stăteam în niște pensiuni să moară mama, condiții de 5 stele. Bă, dar să vezi ce le mergea la aia, nene, ce nunți, ce mese, ce fulcere. Da. Bă, recepții făceau, bă, niște sate care la noi, și eu, la noi n-avem asfalt, le ia pe babe cu roabele când vine salvarea, măi. Suntem într-un hal fără de hal față de ea, mă. Cum să ne primească ea, mă, am stâmpit. Că eu am mers foarte mult în Occident, mai în orașe mari, n-am zis, bă, așa o finală, așa e mari. Bă, dar aici erau, am mers sute de sate, 700 km prin sate, pentru că după aia n-am mai putut să mergem cu... După aia să mergi cu căruța. Nu, cu Duba când ne lua pe stradă, înțelegi? Și atunci am mers pe drumurile alea comunale care ai 60-70, nu depășeam. Incredibil, bă, nu-ți vine să crezi, bă. Mamă, benzinării totul, nici nu ai cu benzinar, te duci, WC-uri, restaurante. Bă, dar ce flori, ce curățenie, ce totul. La noi nici avem asfalt, bă, boilor și vă umflați că, mamă, când vă văd că mama a venit, Clotia vrea să zoaie, că a venit frate să găsa pișa pe noi, bă, proștii dreacu, vrea să iei dreacu de idioții dreacu care mă călcați pe nervi. Eu te-am ce m-am enervat aia. Sergiu te întreabă dacă știi când va ieși filmul lui Bendeac. I don't know, de-abia filmez. Deci oricum durează după aia. Veniți spre România și îmi arăta la mașină că mi se desumpla un cauciuc, înțelegi? Și zic, era 1,7, nu se făcuse de jos. El, hai să oprim să-l umflăm. Am umflat tot la 1,7. Hai mă să mergem așa că nu se dă mai jos de 1,7. Da. Nu găsic în cauciucul. Am vorbit el cu doi șmecheri, tot și am băgat-o spun. Am umflat-o și s-a rupt pe la fitilul ăla. Înțelegi? Norocul nostru că am plecat și ne-a prins la vreo, adică să desuflat ușor și am băgat de tot parcare, că dacă, mi-au spus așa că dacă ne prindeau nemții cu mașina oprită, fără vestă, fără triunghi și fără asta, mai de la 1000 de euro amendă. Da, da. Și chema și platforma. Ajungem acolo și Tom, că e membru ADAC. N-a știut să scoată un cuvânt. Am mers cu telefonul la un neamț, că vorbeam cu Cristi de aici, care vorbea germană, în fine am putut cu ăla și a luat Cristi toate datele, le-a dat la ADAC, am stat vreo 4 ore cu Tom acolo și a venit un pitic care semăna cu Glăman, înțelegi? S-a plecat piticul, Tom i-a spus, sunt rezident, am casă aici, că l-a întrebat de unde e ADAC. A făcut tot aia germană, deja perfect. Și a început la hau, și el, moare așa cum e. Și dat din cap. Și ce a zis? N-am înțeles nimic. Păi de ce morți? Mă dădea din cap și făceai sună pe Cristi de telefonul ăla să ne spună nouă. Că ăla ne spunea că dacă îmi face aia îmi rupe senzorul și nu o să mai arate pe ăla. Dă-l morți mă de senzor, mai întrebe mie senzorul. Că am făcut drumul ăsta, a fost jale, nene. Fiecare 6 km am făcut în 12, 18, 19 ore tot timpul. Cu toate penele, cu toate astea. Dacă se poate o întrebare, când era mai bine, atunci sau acum? Unde? Unde era mai și bine? Și de ce pe lângă acces extern? Ce? Că se referă România. N-am înțeles nimic. Când era mai bine, atunci sau acum? Unde? În România. Pe lângă faptul că acum avem acces la străinătate, la asta se referă, acces extern. Dom'le, erau, din punct, în anumite puncte de vedere, era mai bine, din anumite puncte mai prost. Dar acum eu zic că sărăcia și foamea e mult mai mare decât atunci. Fără niciun fel de problemă. Toată lumea își lua o casă, o mașină, se ținea copii la facultate. Nu mai luăm de la început. De oricum m-a impresionat românașii, nu știu, pe acolo, ce lucrăm prin toate statele, prin toate alea. Da? Tot m-a rămas mult. Dom'le, dar toată lumea te cunoaște. Bă, cum ca în 3 secunde mă vedeau ea. Da? Da. Lucrau pe la abatoare, pe la șofer, pe la astea foarte bine. Dar toți vor să-mi facă acasă.
toți eu că fac bani să tur acasă. Germania e de căcat acum, rău de tot. Că ce traumă avea Tom de zice în continuu că e rezident în Germania. E rezident în Germania și cumpărăm o mașină. La... Și ăia nu ne dă banii la bancă, are niște... Le spunea absolut toată lumea, la babe pe acolo. Cum intram în restaurant, cum le spunea la babe, la toată lumea. Deci în ce zonă ați fost voi? Dar cine dracu știe? Nu știa. În sus, înspre Olanda. Că aveam 200 kg până la Amsterdam. Și de discursa la Predoleanu. Câte case de toleranță ați vizitat, domne? Păi nu erau acolo prin satele, nu era, păi nu te lasă acolo, le-au pe orașele mari și nu am mers. Noi suntem la țară. Ce? Mergem în parcare. În Cubu, orașul ăla Cubu, că nu știu ce am trimis, am uitat, nu scap acum. Cu care am vizitat unde ți-am trimis poze, mâncam la terasele. Da. Barbut, eu știu cum se numește orașul. Bremen. Bremen. Parcare mare în centru, zic, hai mă, băgăm la parcare ca să nu mai avem probleme, că am avut mai probleme, înțelegi? Ne învârtim acolo, bem, 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 mergem pe un coridor, bagă Tom cartela că mi-a dat-o el, nu merge. O mai bagă într-unul, nu merge. Zic, bă, nu o fi parcare, ar fi asta, ieșim afară, iar tăm unul, biletul nu e aici. Ne-a trimis în altă parcare, dar era parcarea noastră. Am mai mers pe stradă, mă vârtit ca proști, zic, hai mă înapoi, mă, băule. Ne-am urcat, ușile sunt închise, poți să cobori, să o deschizi, dar ca să, de afară ca să urci, ca să nu furi, mă, așa. Ne-am cățărat printre alea, pe spinale, parcare mare, așa. Am ajuns la unii. Tom, eu sunt rezident aici, omul cu brațul așa, a început frază, a început să date, n-am zis nimic, și el se uita pe cartele care au verzi. Da. Și îmi spunea, bă, nu, a noastră e albă, codunga astea-s verzi. Mă, nu știu, de ele morții, mă, se. După ce am învățit o oră jumate pe acolo, de la putut așa, mă duc la aparat și mă uit, el băga cartela invers. Nu cred. Ba da? Nu cred, așa ceva. Neamțul nostru. Bă, râdeam cu lacrimi, bă, cu lacrimi râdeam. Zic, bă, prost ești, bă, să moară mama. Și că adevărat satele din Austria și Germania sunt superbe. Bă, mânca faci gura, dar mergeți acolo spre zona asta, spre nord, acolo, spre Bremen. Băi, n-am văzut în viața mea acasă, bă, dar curțile, cum poate să fie de organizate, bă? Niște bășini de hotelul ăsta pe câmp, dar să vezi ce mic dejun erau, cu mese, cu tot felul de mâncăru, cu tot felul. Mâncat-o tot și fructe și absolut. Nu cred. Dar cu iaurtul cum a fost până la urmă? Vrea să ciordească iaurtul de la, de la All Inclusive sau ce vrea? A furat două iaurturi. Până la urmă le-a furat? Da, și mai avea o chestie. El când veneam acolo, întreba aia coffee și asta și spunea două că le beau eu. Bă, boule, ce ați dă termos sau îți dă câte cafele vrei? Da. După patru zile am înțeles chestia asta. El tocmai a dat două ca să aibă... Ia uzi, Nico zice, mișto mustangul, domne, să stăpâne sănătos. Mersi. Domnule Mizir, sunteți la curent cu conflictul dintre Iran și Israel, ce părere aveți? Domnule, părerile mele, dacă mi le exprim, ne opresc ăștia toate instalațiile. Oricum e o tâmpenie, un război, dar adică ăia poate să bombardeze pe ăștia, ăia nu au voie pe ăștia alții. Nu ne-a bombardat ambasada din nu când ambasada era oameni răi. Păi de unde știi tu că erau oameni răi, mă? Poate îi spun că sunt oameni răi în partea asta altă. Ce facem? Da. Adică e o niște aberații, nici mai mă interesează, adică că trebuie să fim obligați să ținem cu unica așa vor ăia de afară, ținem cu ea. Păi stai mă, dacă tu îmi dai în cap și mi-și dă ție în cap, nu, că tu mi-ai dat primul în cap mie, dar eu eram un... nu știu ce eram. Da, domne. Cu ocazia asta vă spunem că Visul este, în caz că n-ați aflat, Visul este disponibil, filmul Visul, pe Netflix România. Pe l-a văzut multă lume, că m-a sunat. Da. Păi era numărul 6, ieri era 7 în top 10 pe Netflix. Adică trending, vizionate? Adică se uită, da, se uită lumea la el. Pe asta e bine, nu? Da. Din câte? Din 10 filme? Nu, top 10. Adică cele mai vizionate filme? Da. Ce înțelegi? Păi nu mi-a zis, se arată Netflix-ul, nu mi-a zis nimeni. Aha. Te întreabă iarăși de
Dacă mergi la Costel, dacă vii la mormântare. Nu știu, v-am spus că în funcție de filmări. Oricum am luat ăștia de la televiziune cu chestia cu Costel. Pentru că toată lumea a spus, liderul lui, nu a spus nimeni că a fost la Olimpiadă, că a fost campion, adică are o performanță în spate mare ca luptător. Pe cum? Numai asta trece cu vederea? Ăștia care ciordesc de revin spumele, stau un an, doi și după aia sunt milionari pe stradă, nu mai spune nimeni că sunt infractori sau astea. Da, da. Corect. Stai, bă, că a fost sportiv de performanță care a participat și are medalii, multe, nu știu ce, la loc, mi se pare că a avut la Olimpiadă, la, nu știu ce, a avut medalii locul 3, locul 2, nu mai ții minte că tot în povestea. Dacă nu ți-e dor de domnul Brinchi, a văzut Serghei că a prins Brinchi un crab de 20 de kilograme. Dar era pescuit iar? Da, era pescuit și iar. Și ăștia tot îi comentează acolo, țapul și cu... Dar ce, iar a fost un poză cu pește? Da, da. Același pește, același da. Asta zic că e singurul pește care a pozat de multiple ori la multiple lacuri. Dar e aceeași fața lui? N-am văzut-o. Serghei, ai păstrat și Mustangul celălalt? Nu, l-am pus la vânzare, ai clipul ăla ca să-l descarci, să-l... Da, o să-l pun în seara asta. Ia stai să-ți arătăm cu peștele lui Brinchi. Ia să vedem fața lui Brinchi cu același pește. Uite, a preluat filmul. Cine a preluat? Brinchi. Asta e că... Până ajungem la peștele lui Brinchi... Asta e altul. Dar nu e el. Nu e el, nu era altcineva. E unul care i-a împrumutat pește să facă o poză. I-a împrumutat pește să facă o poză. Aolea, dacă îmi găsesc. Și mâine seara sunt la Nasti, la premiera lui... Pe asta, asta... Nu, asta e veche. Da. Nu o găsesc. Dacă pe o să-mi trimite cineva pasta nouă cu peștele care are multe postări și nu o găsesc. Și că e același pește, doar că a schimbat doar sticla de whisky Brinchi. Ăștia sunt alții care tot așa scurești. Tot de la el? Da, dar nu era el cu... Nu știu care un el de postări. Domne, trimiteți-mi pe Telegram pozele noi cu pești, să le vadă și tata, vă rog. Da, domne, că așa am avut două drumuri, nene, să n-am parte de coșmar. Și bineînțeles că mi-a explicat maică ta că în perioada asta dacă mergeam, nu știu ce mai, n-am înțeles bine cu lunile, cu asta, că nu trebuie să fac drumeții, nu să fac astea, că ai ghinioane, că astea. Păi dacă ai știut cam asta, de ce m-ai luat bilete în Turcia și m-ai trimis după mașină ca să mă mierlești? Știai, acum știai totul că la drum de seară nu se fac în perioada asta, sunt ghinioane la drum. Știi, imbecilii, trebuie să punem continuu și așa și tu. Și eu am stat pe toate drumurile ca bou, cu Tom Club. Auzi, de ce și-a cumpărat alt Mustang? Care e diferența dintre ele? E vorba de an sau de motorizare? E vorba de decapotabil și de an. Ca să vă învăț minte, să mai puneți întrebări. Deci faptul că e decapotabilă, nu? O trimite acum țapul, mersi? Da. Am avut boală tot timpul, cu toate că e frumoasă aia. Mă uitam acum, mi se pare mai frumoasă ca asta. Care galbenă sau care are. Să vezi când descarci. E mai specială culoarea aia. Da, dar o fac și pe asta roșie. Vine Lucky Luke care are pensul la el și dă roșu pe jos. Și că la cât a mâncat și ori e cămașa largă, ori e mai slab decât înainte de plecare, comentează Vlad. Nu. Mustangul vechi te-a rămas mic lui Serghei și l-a lăsat prin Dimien, nu-l face cadou Ane, întreabă DJ Mano. Da, ce, l-a văzut în Dimien, eh? Cred că da, îți dai seama. La Lucky, da. La Lucky Luke. Ai vorbit, domne, cu Lucky Luke și cu ăla cu... Da, domne, da? Că merg acum să-mi vopsească Mustangul, să-mi facă aia jos, că ăla nu l-a făcut, nu l-am făcut galben acolo. Și pe alea atunci vorbesc și cu să facă și astea. Bine, domne. Iarăși, dacă mergi la mormântarea lui Costel Cordureanu, dacă poate merge. E 2.3 EcoBoost Mustangul? Yes! Cine a zis asta? Yes! Andrei Felete. Bravo, Andrei Felete! Ai știut, așa bănuiesc, da. EcoBoost, e ceva cu EcoBoost, da. Și că, domne, dar Toma a stat liniștit în Germania, n-a avut vreo cheie cu el? Nu, domne, că n-avea cum. A făcut mai... Am râs de a murit de el. La Mars sunt toate felurile.
Și de ce erai în ultimele zile deja erai disperat după față? Că nu se mai termina odată. Păi, dar nu se îmbrămea fără medicamente. În primul rând, că mă gândeam la drumul ăla cu 50 de ore, zăzi, de la Pasau până... dacă nu am mașină, trebuia să vin până în București. Păi făceam 2 zile jumate, 3. Și când am dormit la hotel în Arad, unde ești el acolo, a venit o bătrânică care, îți dai seama, a stat cu mâncarea până dimineață, că nu știa cine zic. M-a zis, Serghei, o Tom, știți, avem casa acolo, am luat un Mustang. Da, iar angeam. Dar eu am venit aici mai des cu soția mea, care o duc la tratament, și zic, lăsă-mă, oameni, îmi pace, îmi pulă cu tratamentul tău și cu creativitățile tale. Deci, zi, se părea lui interesant ăsta cu tratamentul. Nu știu, a dat-o pe aia o loagă. Și Adriana ce-a zis? Aia șucărită, îți dai seama. Deci pentru cei care întreabă dacă merge la priveg și la mormântare... Sunt în emisiune zi. Serghei filmează la... are un nou film. Nu știu filmat. Dacă merge, am spus că am filmat să vă contem cu filmările. Nu ți-am mai spus o atați? Păi și nu ți-am spus că dacă merg sau nu merg în funcție de filmări? Ce faci, e închis? Migdală mă sună în continuu dacă merg și am explicat că nu știu când termin, în primul rând nu știu când e mormântarea, că dacă, deci într-o zi, două, nu, când, nu știu când o să-l sumbă. Dar zici că aceeași poză mă, asta tot aia. Asta. Dar ce față ne ai? Zici că să cacă, să moară mama. Zici că să cacă și constipat, să n-am bate, nene, să moară mama, nene. E matol, bă, sau ce are? Să zici, să n-așa mă zic, eu așa zic, că să cacă și că e constipat. Nu știu, ți-e greu ăla, nu știu, nu-mi dau seama. Nu mă uite și fața așa. Și că iar se enervează 3 luni pe tine. Face stretching, domne, că a fost fotbalist. Da. Stai să le pune și oamenii. Nu le pune, că pe aia se vrea să brinche. Să le pune. Nu vă pune, ne pare rău. Intrați la noi pe Telegram ca să vedeți în ce restrâns această fotografie. De zi, migdale te căpiază. M-a sunat azi, mergi la Costel, da. Zic, dacă nu am filmare și bine că... Ce? Armand râde de tine, Cică, bună, auziți, urmăresc de la început, dar nu am înțeles ceva. Merge sau nu, Serghei, la mormântare? În primul că nu știu când e, dacă e mâine, n-am cum, dacă e poimine, n-am cum. Păi, de obicei... După... 3 zile. Da, nu? Da. El a murit astăzi sau azi noapte? Azi noapte am înțeles că a murit. Dar bine, acum toată lumea spune că a murit pe masa pe operație. Altcineva mi-a spus că de prieteni noștri că ar fi luat o boală spitală. Dar ce mai contează? S-a dus. Păi mine asta m-au călcat pe nervi ăștia când a spus, stai mă frumos că a fost un sportiv mare, a avut performanță mare. Au, Serghei, vor apărea știri la televiziunile obediente. La capul lumii interlope din Moldova stă nimeni altul decât șeful camarilei comuniste. Zice Liviu Drăghici. Dar nici nu mă interesează, că am fost și la toate nunțile lui și la toate alea și el tot timpul a fost la mine. El îmi spunea fratele meu mai mare. De ce? Adică... Zice Ciprian că vineri sau sâmbătă. Ciprian, știe Ciprian al dracu. Doamne, Cip a urmărit filmul, să știi. Pe un bucepit, dar că de afară nu puteau să-l vadă. Pe căi oculte a reușit. Adică? Te întreabă lumea dacă mai fumezi. Nu, acum am fumat de nervi. Dar cum a reușit Ciprian? Că toată lumea ne omoară că de afară nu se poate vedea pe Netflix. Pe căi oculte a reușit. Ce, are antenă de România, șmecherii, da? Antenă de România, nu? Deci de afară că la antenă de România poate să mă vadă. Ia întreabă-l, ca să le spun măcar că m-au înrebunit da, toți. Da, ce, te înrebunit că nu se vede, nu? Da, da, dacă ăia care au programe de România, că mulți au program de România, nu știu, cu niște cartele, cu nu știu ce. Că cu VPN, zice Trică. Ce e asta VPN? O chestie de localizare. Andrei Păunescu zice, în weekend se anunță la presă și au vorbit și detalii despre performanțele lui. Unde au vorbit? Andrei, spune-ne tu unde ai văzut. Și că dacă aude Serghei că ai schimbat VPN, se blochează. Eu am văzut toate știrile că a murit șeful lumii interlope.
Și am văzut știrea. A murit pe masa de operație. N-am văzut de performanța aia. Au fi și unii din sute de mii. Când mă uitam acum, că nu sunt moș, era să vă spun, dar mă închidește. Mă uit și la 3-4 emisiuni de astea, nu mă uit la toate. Eu știu, fi spus pe... De ce râzi? Mai am și că să fie ceva de genul m-am lăsat, n-ai o țigară. Oricum, în pozele alea lui Tom te-a turnat că fumai acolo. Păi da, păi dacă eram nervos. Auziți ce medicamente luați? Păreți foarte fresh mereu. Da, fac baie în lapte de... ca Elena Ceaușescu. Da, lapte de capra. Nu, în lapte de capra nostru, da. Fac în lapte de copil și mi se fac injecții cu hormon de nou născuți. Ce fac? Arăt așa că am vomitat. Unde mă, că am băut 2 săptămâni de dinții din gură. Doamne, ele se conservă, de fapt. Eu am văzut filmul pe net din afară pe un site românesc, zice Dani. Păi pe ce site românesc? Cum? Dani, zine, doamne, site-ul, zine, doamne, păi ceva. Păi spune-le și astea de afară, că toți ne omoară, că nu știu să-l vadă. Și eu nu știu să le spun. Și că știri pe surse a spus că a fost campion, zice Milk. Păi știri pe surse nu e televiziune. Și Andrei zice știrile Pro TV, Hot News, chiar multe au procedat. Deci Hot News și alea nu sunt televiziuni. Eu am spus pe televiziuni. Rogoze a zis, a înviat beleaua, vă salut, fraților. A, de mine. Cu Rogoza s-a luat legătura în continuu, a fost înjurat. Rogoza era disperat, mi-a scris. Păi îl înjuram în fiecare seară, îl înjura Tom, vorbim, băi, Rogoza, și spunea, ai grijă de la bătân, nu mai faci, nu mai prostii, spunea, că mai veniți, că nu mai pot, că nu știu. Da, m-a căutat și pe mine să mă întrebe. Zice, Costel a fost campion mondial la cadet și a participat la 2 olimpiade, zice Ramon Ramon. Așa, la olimpiade a fost. Domne, e foarte deștept filmul, scenariul e foarte tare, de jocul actoricesc nu mai vorbesc, se poate vedea prin mijloace neconvenționale și în afară. Păi care sunt alea? Cine ăsta e, Ciprian? Nu, Checkmate. Domne, comunicați-ne criptat care sunt aceste mijloace neconvenționale. Și că scrieți, domne, visul online pe Google. Scrieți, zice Checkmate. Nu e țildă, da? Ba da, îți dai seama. Pe Google? Găsești, da. E, da. Da, nu mă încep. Peste tot au zis că el împreună cu unul dintre frați au participat la 2 olimpiade și Costel s-a clasat la ultima pe locul 7, zice Liviu Drăghici. Păi da, toți frații au făcut lupte, dar 2 au mers, mai fost mai buni. Da, zice lumea că este și pe internet. Eu n-am spus că nu este pe internet. Eu am spus televiziune cum au prezentat. Deci lumea nu înțelege de ce vorbesc. De film acum, de film. Ah, pe strept, dacă se întâlnă în alta, cum e pe internet? Da. Da? Adică îl găsești când cauți, probabil, da. Pe cine a pus? Ei l-au pus. Păi spune-l ăștia de afară când îl văd, care ne omoră, când îl văd. Flavius, după 42 minute de live, întreabă și el pe Nea Serghii dacă merge la cost. Nu mai mă întrebați că mă omor. Deci că Click Sud e site-ul unde găsești filmul free. Da, domne. Domne, să caute Serghei personal pe X video. Deci ăștia de afară care a zis că nu puteți să-l vedeți, îl vedeți? Spune-le, domne, că e pe RedTube. Domne, ați avut vreodată probleme cu apnee, sufocat în somn și mușcat o limbi în somn după o seară tumultoasă de alcool? Dacă da, care este soluția, tratament pentru așa ceva? Deci nu am apnee. Cine un ne ia? Un om sau un câine? Cine ne ia? Cine ne ia la ora asta? Deci eu am la 10-11 zi, când le-am mai puternice, nu acum ca în Germania, cu asta, ori mă mușc de asta așa, ori mă mușc de limbă în somn. Și atunci nu am nicio... și transpir. Și atunci mă potolesc. Ne trimise Rogoza această poză. Da. Și zice și ăștia tot interlopi. Presa e gunoi. Rogoza. Rogoza se exprimă aici în... Bun. Zice, poți vedea filme pe Netflix dacă ai contul făcut în România. Da, mă, n-auzi că le văd pe altă parte.
Noi zic că le vedem pe aia. Da, dar ce face Beria acolo? Nu știu ce țâlcărește, prea prinde musca. Și că, domnule, dar drumul din Germania l-ați nimerit sau l-ați sunat pe capră să vă ajute? El a sunat pe dreacu pe capră. O, a venit domnul Glonț. Târziu, domnul Glonț, târziu. Georgiana M. zice, mormântarea va avea loc vineri, confirmat din familie. Fiecare spune altă dată. Dar și asta e adevărat, dacă a murit în spital? Așa că dacă a murit în spital, îți ia mai mult timp până faci toate formalitățile. Unii spun că spital, unii spun că acasă de la o infecție din spital. Acum nu mai știu. Da. În anii 90, frații Gelu, Adrian, Petronel, Vasilica, Bogdan și Costra au câștigat 2 ani la rând titlul de campion național la lupte în toate categoriile, zice Ciprian. Da, dumne, că toți erau luptători. Nu ți-am spus? Da. Mizile, vinzi mașina? Da, dumne, am pus-o la vânzare. Să găsește la Sab Auto. S-a părăsit emisiunea. Da. Să mă bat cu o muscă. Asta e doamna Nina care nu pune plasă. Și e imensă asta, poate ne-a și... a murit la Târgu Mureș în spital. Da, dumne, știu că era Târgu Mureș, dar unii mai apropiații mi-au zis că l-au luat acasă și că a luat o infecție. Acum nu știu, o să, că n-am vrut să vă... Ce să sunt pe nevastă, m-a să-i spun... Da, 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 și dar nu știe migdale pe surse, nu află el. Migdale mi-a spus Cătălin, mi-a spus pe altă parte Cătălin, care a fost cu el, luptător. Da. Din poză. Care mi-a spus Cătălin, bă, eu am fost arestat înaintea lui Costel, pe zi, seama că e mai bun. Foarte reușit. Domnule, te întreabă Țapu dacă accepți banii și rate pentru mașină. Da. Păi dacă nu pui că în rate, în alea, că am făcut acolo un film cu Carol. Ți-am zis că trebuie să ajung la calculator. Ca păi și ăsta ce e? Păi vapor? Și vrei să pun acum în timp ce avem emisiune? Glonț, întreabă și tu pe Serghei dacă merge la Costel. I-a fost dorul lui Serghei de Nina? Nu. Dar tu ce urmărești acum acolo? Urmăresc că deci a plecat să-și deschide televizorul și el acum se uită la televizor. Nu, domne, că se duc, ce, că se duc câinii, tot vin, tot fac eu o alarmă. Nu, tu urmărești acolo la televizor. Nu, că a ieșit aia afară, Beri, care nu pleacă din casă. Pe, nu, dar ajunge mama. A, e 8, a, o fi dincolo. E 9 fără un sfert deja, da, cred că e dincolo. Și cum și-au dat ăștia seama? Au plecat toți. Conii și-au dat seama, proștii ăștia nu. Și că te ia Costel cu ei. Cu ce preț se vinde mașina? 20.000 de euro, convertibil în zilele noastre. Părere despre cazul băiatul decedat din Olt într-un accident de mașină în timp ce îl urmărea pe noul iubit al fostei sale iubite. Tânăr a mers la mormântare și își făcea poze cu alt individ. Nu știm cazul, deoarece am venit foarte de curând în țară. Și cazurile astea, ce, da, e imbecilitate să-l urmărești. Eu am avut discuțiile astea tot timpul, de ce? Pe dacă iar ce treabă este acum? Las, nu mai vreau. Niște păsări să bat. Domnule Mizil, m-am făcut pulbere și mâine încep un nou job ca bucătar. Ce să fac ca să scap de mahmurale rapid și să fiu productiv mâine? Nu glumesc. Păi, bea acru, iau... Erau, băi, nu știu, aveam niște alea care are efervescente, care erau foarte bune, dar nu știu cum să numesc. Păi și nu le ai pe aici? Nu le am. Sunt niște chestii efervescente care se fac mie la băutură. Și bine, eu beam o bere, dacă tu mergi la asta, dacă nu beam o bere, a doua zi eram mort. Că de asta acum nu consum nimic, pentru că mie trebuie să conduc o diligență. Uite, Clon zice, v-am așteptat sâmbătă la mine la party, nu ați venit. Nu am venit, domnul Clon, pentru că în primul rând am foarte obosit și în al doilea rând am venit și am căzut în filmări și astea care trebuiau să fie mult mai încolo, datorită vremii le-au mutat acum și trebuie să, dacă beau, nu pot să mă duc la filmare. Și trebuie să învăț și rolul, mi s-a schimbat și acum mi l-a schimbat în seara asta. Și să mă duc la filmări. Și atunci n-am cum să vin să beau, că dacă beau mai mă spune dracu la filmări. Deci ca să înțelegeți, în această seară la ora 9:30 noi vom închide emisiunea, iar Serghei va învăța replicile. Păi, n-ai văzut că acum ce părere aveți despre asta? Dar n-ai văzut că mi l-a dat acum, că ai fost martor că mi l-a dat.
Uite, în visul cel mai profund mesaj este cât de greu se trăiește din actorie. Sunt foarte multe mesaje pe care trebuie să le înțelegi. Sergiu a fost extraordinar, foarte potrivit pentru rol. Cam rigid domnul Sergiu la final pe scenă, dar poate așa a fost regia, poate ne explică. Era rigid, da. Că eram, eu vreau să fug și era o luptă între mine, stai că se umor pe ăștia acum ce intelectuali sunt și intelectuali. Era o luptă între mine ca să fug și o luptă între mine care am văzut că pe ea i-a umanizat, adică ea și-a văzut copilul, și-a văzut bunica, da. Și-a văzut asta și au fost prima oară aplaudați și atunci în mine se dădea o luptă, să plec sau să devin și eu mai uman. Plus că n-ai văzut că am replica, eu mă simțeam mai bine în pușcărie decât afară, pentru că afară eram nimeni și în pușcărie, care este un sindrom care e cunoscut. Da. Că era ego și alter ego, te ajută Checkmate. Da, era ego și Marin Cumlatu. Și că Bendeac nu știe cu cine stă de vorbă, presimt că mâine improvizează tot. Nu improvizez, că le știu, nu, că e foarte haios, adică și deschis așa și... Bine, m-aș urmări mult, că m-aș imitat în alea cu mașina, cu alea cu alea. Ciprian te roagă dacă te duci la Iași să o saluți și pe mama din partea lui. Cât trebuie să plătesc să-l văd pe Nea Serghei cum învață? Acum mă duc la bancă și fac un promot, te-am aflat eu. Păi în primul că mi l-a dat mici, pe alea trebuie să vină nemernic asta care nu vine, care a zis că nu putem face de excursii și acum mai excursii, că de-aia am avut ghinioane, să-mi scoată pe mare să citesc. Te-ai scoate la imprimantă, într-un cuvânt. La imprimantă, da. Iau, Serghei are zâmbetul și carisma lui Jean Reno. Seltzer, se numesc pastilele efervescente? Da, mă, da, Alka Seltzer. Bun. Îi citește doamna Cora replicile? Nu, le citesc eu. Nu, eu zic că semănă cu Jean Gabin în filmul ăsta. Cine era blonda din film, întreabă Chip. Erau două blonde, nu? Nu, una era... singură e Gloria Gaetan, nu? Fata lui Gaetan, care întâmplător joc și în ăsta cu ea. Că m-a văzut acolo și am zis, Gloria, nu mai scap de tine din săptămână, săptămână mai în filme. Și... jocul asta la costume s-a nimerit să fie Ileana, care a fost dincolo și care e prietenă cu mine și cu Burchi de mult timp, înțelegi? Așa. Și m-a sunat azi și zic, băi, ai niște pantofi și aia, una nu avea curaj să-mi spună. Și Ileana, stai mă că spun eu, de cocalar, zic, da, m-am pantofi de cocalar. Aia, dumne, mi-a fost rușine să vă spun să zic. Cum să am pantofi de cocalar dacă mi-a dat migdală? Deci că Emetix mai e bun. Emetix ce e? Filmul românesc? Nu, Emetix este medicament din ăsta, de la Emetiral. Nu știu, bă, Emetix ăsta, nu știu. Bate cu musca asta. Cu metri de unde e cămașa? Mă întreabă un prieten, a zis că e super, zice Rogoza. Cămăși de la magazinul meu, cămăși scrise. De la Dizigual, dar nu le găsesc, că să pun puține. Petru te întreabă, întrebare pentru Serghei, cum pot să bei mai multă bere? Sunt obișnuit cu tăria și rămân în urmă la cumetrii, la cumetrii când se cumpără navete. Eu la tărie nu mai beau tărie, că la tărie deveneam nervos. Te întreabă cineva de ce promovezi jocurile de noroc, deci este cazul de-al dracu să faci o demonstrație. Da, uite așa, lumini. Au, 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 au. Cum reușește Serghei să rețină replicile, te întreabă Robică. Mi le scriu în palmă. Păi la ce am făcut acum, zic, ăștia când mă întreabă cu jocul, eu nu parcă până acum am fost academician, rector, doctor și astea. Am fost o lepră toată viața și o lepră ce face? Bea, fute și joacă. Ce-i dracu să fiți cu întrebările voastre. Lumea râde că ai făcut cu preierul. Părere, Nenea Piedone, primarul capitalei. Yes. Marinela a fost detronată de Fane Mărețu. Și că ați fost artiști și încă sunteți, stimate domn, zice Răzvan Petrovan. A, din Marinela a fost detronată? Nu, fiecare film are rolul lui, are mai multe filme, nu? Fiecare are chestia lui. Eu mă uit la Marinela, că mai apare acum pe
cinematografie, un film foarte bun. Și ăla îmi place cum vine o cătușă pe aeroport și cum... Dar o... sunt mai mult de muște? De unde știi? Nu, e una care ne atacă. Am înțeles. Și zici tu că ar fi aici un din ăla. E acolo pe masă, că ăla e periculos. Ăla e de Molly. Da, și ăla e de... unul de Raid. Ce ne spune Serghei despre prețile din Germania și dacă se duce la mormântare la Costel? Nu ne mai citi, asta nu are niciun sens. Ba dacă ei te întreabă special, ca să te nerveze. Păi nu mă enervează. Zile de prețurile din Germania. Prețul la ce? În general. Normale. Da, ți-au părut normale? O, oh, bere... Că gangsterul zicea, de exemplu, că mă, la supermarketuri sunt mai ieftine ca aici unele chestii. A, la supermarket mai ieftin totul decât la noi. Da. Șpriț cu Raul când faceți? Nu știu, că ne-a chemat la ziua lui, dar am fost plecați. Dom'le, cine n-a apucat să vadă, am făcut un șpriț cu Raul care se găsește la penitenciar. Canal. Care este... se găsește la penitenciar. Dacă ai fost la puf, te întreabă Daniel. Nu, domne, nu am bătut, l-am făcut pe Tom. Te întreba cineva dacă și Tom este combatant la băutură sau dacă este mai moderat. Nu moderat, dar a băut, seara a băut cu mine câte o sticlă de vin beer. Da? Ziua nu conducea. Și nu bea el. Mă mir că a băut în fiecare seară câte o sticlă. Domnule Serghei, ce credeți că actori precum Papaiani, Jean Constantin, Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Morar, Dinică, dacă nu s-ar fi născut sub comunism, ar fi devenit milionari și actori mondiali? Bă, o parte din ei, eu zic că... Da, e greu de spus. Nu știu că dacă... spaniolii nu sunt comuniști, spunem un actor mare. Nemții nu sunt comuniști, spunem un actor mare. Te țin așa. Actori mari sunt aia care au fost în America și care au fost la Hollywood și care fac parte din diferite caste. Acolo nu prea intri ușor. Trebuie să fii de anumite etnie, trebuie să fii anumite apucături. Nu se face așa ușor. Păi sunt o groază de țări care au fost Portugalia. Dăm un actor mare. Portugalia care a fost țară, n-a fost comunistă niciodată. Vă țin până dimineață. De ce nu gândiți puțin? Dar eu zic o parte dintre ei, dacă ajungeau în America, erau actori de... Adică Dinică cel puțin și Toma Caragiu și Marinuș Moraru. Adică au fost actori de mare marcă. Salut, Serghei. Ce părere ai despre declarația lui Rareș Bogdan despre refuzul tinerilor de a se înrola în armată? Pentru că noi mergem cu vrăjeala asta. Ba vrei, ba nu vrei, ba vrei, ba nu vrei. Bă, frate, în toate țările normale armata este obligatorie, nene. La revedere. O faci, nu pleci. La greci nu faci armata, nu-ți dă pașaportul. Ca să te învețe minte. La noi tot gândărim că dacă vreți că nu, la banii, să te duci în armată la banii care ți dă un căcat. Dar noi nu mai avem nimic, mă. Dar oricum, mă uitam aseară când am venit și am început să mă uit la posturile românești. Ponta ne-a spus o cel mai tare, mă, terminați cu războiul și cu toată vrăjeala asta trebuie că vine războiul în România. Atâta timp cât suntem țară NATO, n-are cum să ne atace nimeni niciodată. În clipa când ne-a pus un picior în România, înseamnă că începe al treilea război mondial, că se bate NATO cu aia care pun picior, care singurii care bază bună sunt rușii. A explicat omul și lui explică în fiecare zi și tot nu înțeleg ăștia, că toți mă omoară la păstată, că război. Ce război să vină, bă, cine și cu cine? O tâmpenie. Și dacă se bate acolo, că începe al treilea război mondial. Ăia în primul când se vor bate acolo, când nu-i lasă nimeni. N-ai văzut că rusul le-a spus la iranieni, beșau, americanii le-a spus la evrei, beșau, gata, terminați, v-ați dat-o unul. N-ai văzut cum au zis, bă, ați dat-o voi, v-am dat-o și voi, gata, ne oprim. Pe ce e asta, barbut? Jucăm la pace? Astea sunt vrăjeli, vine, începe războiul. Dar noi suntem țară, NATO, suntem apărați, avem trupe aici, bă, că ne... Tot drumul, când am venit Arad, așa, numai astea militare, cred că americane, care arătau foarte bine. Tancuri cu blindate, cu frunze pe ele, cu soldați de aia, cu căști pe alea. Domnule, am văzut Visul și Libertate, foarte bune ambele filme. Serghei, foarte, foarte bun, poate un pic mai agresiv în interpretarea rolului, zice Luci Velic. Păi nu e, pentru că vezi că, numai să uite, în primul rând că eu eram acolo de ani de zile,
A doua la mână, n-aveam încredere în nimeni să fac chestia aia, că n-ai văzut că la tot îmi spune la ureche și la astea. Și în al treilea rând eram analfabet. Mie mi-era greu să și învăț și să intru în toată chestia aia. Ce să fiu mai agresiv? Eu tot mă gândeam dacă este reală sau nu este reală toată treaba aia. Serghei, șeful, a stins becurile după toți prietenii tăi, indiferent de vârsta lor, dar pe Nea Ilie e greu să-l întreci. Ai instruit-o pe Ana cum să dea focoranii dacă trimite Nea Nelu? Ce Liviu Drăghici. Nu. Da, îmi pare rău. Într-adevăr, mă uit în poze, bă, 60% sunt morți, nene. Dar, în fine, nu ceva. Mă vreau să mă simt și eu bine, mă gândesc astea. Da. Ai dormit cu Tom Sforăie? Nu s-a dormit cu Tom, deoarece vorbește în somn și zici că moare. Cum adică zici că moare? Ia du-te, dracu, de aici. Așa mi-a relatat, da, așa mi-a relatat. I-am luat cameră separat. Și Tom, că n-ai vrut să dormi cu el în cameră. Păi cum să dormi acum? Deci cum să dormi cu Dihania în pat? Dă-l dracu de aici, mă. Camere separate. Zi, Serghei, de secretarul general. De Joana? Da. Da, am văzut fake-ul ăla cu... Bă, da, cum le fac, nene, televiziunea asta, cum manipulează oamenii. Digi24 ce-a dat-o cu Joana, cu 35, restul cu 5, cu 6. Făcuse un derbedeu care n-avea nicio casă asta, făcuse pe online. Pe online, căcați. Că toți, bă, că iese la pe... De exemplu, ăștia care sunt useriștii, tot dacă intri pe online, îi câștigă cu 1000 la 1000. Că ei sunt toți pe online. Babele lui ăștia de la PSDSR și ăștia unde au babele online ca să întrebată babele și toți pensionarii și toți ăștia. Te întreabă, Ioan, dacă ți-e frică de morți. Nu, deci să nu fie frică de morți. Dar nu mă duc să văd. Adică mă duc, dar nu intru să văd morți. Și explic și de ce. Explică, domne. Da, ca să rămân cu ei vii în față, nu să rămân cu poza aia. Secretarul general este Nicolae Ceaușescu. Da, credeam că de Joana. Nu e secretarul general la NATO? Păi și părere am despre Nicolae Ceaușescu, mă, și apucă brusc. Și cu o părere sinceră despre Costel Corduneanu. Tatăl meu mi-a spus, părerea mea, că am stat foarte mult cu el, un băiat de, în primul rând că băiat de băiat și un băiat un mare caracter și un... Și era, să știi, că era un om foarte calm, foarte pacifist, adică foarte vorbea calm, nu era agitat, nu cu alea, cu ciumecării, cu fac ăia, umflați ăștia cu astea, nu. Omul bine, ca orice sportiv de performanță, altfel să mișcă un sportiv de performanță și altfel să mișcă unul care a tras puțin de fiare, zice că e ciumec. Dar omul șmecher, a fost șmecher toată viața și... Ce vrei, asta e, păcat că foarte tânăr, 54 de ani, nasol. Adică prea devreme. Andrei Ponescu întreabă, a fost blestemat Corduneanu? Ete, era hata, a avut o chestie de la inimă care... O malformație din asta, nu știu cum se numește, tensiune... Cum am și eu, cine să bleste astea, prostii? Țapură de deținici, că Serghei este deja mormântare cu mustangul. Nu, dacă merg la mormântare, merg ori cu Cătălin Băbușoi, care este din zonă, ori cu Migdală, care nu este din zonă. Migdală, vreo alarmă, ceva? Păi n-ai văzut că și acum în emisiune mea trei alarme. Și că mă așteptam să comenteze Mircea Joană cu privire la războiul din Israel, fiind secretar general. Ce să fie războiul din Israel? Războiul din Israel e o... Asta este... Dacă o luăm iar de la capăt, când mureau doi în Ucraina, era epopie națională la televiziuni, plângeau, se dădeau, criminalii făcute acolo, au murit sute de mii de copii, cu asta nu mai se supără nimeni, nu mai zice nimeni nimic, ăia nu sunt oameni. Dar n-avem voie să vorbim că hâți nu de la temelie. De Marian Ceaușescu, ce zici, nenea Serghei? Dumnezeu, eu am avut o singură întâlnire cu Marian Ceaușescu, care mi s-a părut, cu mine s-a comportat, în primul când mi-a cerut voie să mă facă.
să te filmeze. Da, și mi-a zis să nu fiu impulsiv, nu sunt domne. Am discutat foarte normal cu el, i-am luat și numărul, m-a întrebat dacă vreau să vin la un podcast cu oia lui și am zis că o să vin și când o să mă liniștesc, o să-l sun pe Marian Ceaușescu să mergi la un podcast cu invitații lui, ca să mă măscărească ea toți. Ca să plec măscărit. Îl votezi pe piedone, Serghei? Deci eu sunt eu sunt din Germanos, nu m-a făcut Cora Germănăștean. Da. Deci eu mai am legătură cu Bucureștiul. Deci va vota pentru primăria Germănești. Votez pentru primăria Germănești și votez pe primarul Angel, care este acum în funcție. Deoarece e singurul care mi-a asfaltat strada, mi-a pus lumină, mi-a făcut totul fără să vorbesc. Restul, toți au prietenii mei, am vorbit cu ei și mi-au dat-o prin gură. Și am explicat asta, am avut ședință cu doamna Nina, pentru că votez, eu nu votez partidul, eu votez omul care face ceva, nene. Mă interesează de părinte ce partid e. Că oricum nu intru niciun partid, ci la 71 de ani, în ce partid să intru? În ce a intrat, mă, într-un căcat? Era bancul ăla. Bă, am intrat în ce? Într-un căcat. Țapă, te întreabă când o să te duci la vot, o să te duci cu Mustang-ul? Păi nu mă duc cu Mustang-ul la vot, dar ce acum când mă duc cu Mustang-ul? Votul e la 3 metri de mine, primăria e... Merg, fac 4 minute pe jos. Unde voi dansa, popular aici, în sat. Da, nu? Cu burchii, bem, au, și burchii e germăneștean? Păi da. Sau nu, el e... Germăneștean, da? Suntem amândoi, da. Am înțeles. E Snagovul, dar Snagovul e aici, e primăria, da. Primăria și astea. Domnule Mizil, mai există viitor în fotbalul românesc? Nu știu, nu cred. Pentru că nu mai avem campionat puternic. Acum parcă și-a mai revenit, cam merge și Rapidul și FCSB-ul și Clujul și... Craiova și ăia, da, adică parcă s-a mai întărit, s-a mai făcut, dar cum pleacă afară, cum e unul, cum îi scoate afară? Dă-mi bă, pe TikTok mi-a dat tap, bă, dați-mi tap-uri, dați-mi like-uri, dați-mi... Domne, a turnat șampanie pe mașină când a luat-o? Nu. Domne, vreun șucăr la mare în viitorul apropiat? Șucăr la mare cu cine? Termină! Brigada de la mare. Păi știu că n-ai văzut că Alexe nu putea să articuleze acum spre seară. Da, și ăla că a murit. Bă, dar nu mai mor să moară mama, nene. Cine a mai murit? Cum îl cheamă mama mor? Care era cum la mare, care din Germania, care mor? Ăla lui Dede, unchiul lui Dede. Calu? Nu, mă, unchiul lui Dede. Stai că-mi scapă. A, nu știu, unchiul Dede. Și Alex m-a sunat de două zile, că mă așteaptă ăla, că mă așteaptă să mă ia, că să mergem împreună, că... Terminați! Ia, a venit. Da. Pregătiți-vă! Deci nu se știe dacă mergem la mare în curând, nu? Ba, dar dacă terminăm astea, mergem oricând. Da. Sunt 20 de grade, a făcut, a scos plantele, a făcut curat, a făcut totul. Ia. Ia, ce faci, domne? Bine, domne! De-abia mergi. Ce ai? Dar ce-și matoală de merge în carul ăsta? Nu, s-a... Ți-a rupt un top sau ce? Top. Ah. Top mă deranjează ceva. Domnule, deci ești chemată ca să spui dreptul, să-ți exprimi dreptul la replică. Pentru ce? Pentru faptul că ați fugit pe aeroport de tata și de Adriana. De ce ai mințit că n-ai fugit, mă? Nici mai vă vedeam. Cum n-ai fugit? Pe cu cât ați ajuns înaintea noastră la poartă? Nu e că n-am ajuns, mai era nimeni la poarta închisă. Dar deci de ce mergi pe poartă? Noi am... Rupt-o la fugă. Păi și atunci... Să ținem poarta deschisă. Ei, să țineți căcat. Păi urcați în avion. Dacă ajungeam acolo, vă așteptau și pe voi. Așa ce-a cine se înțelege? Da, te înțelege cu turcii, da. Deportă-n, fairbottă-n, că vin bețivea. Păi de ce vorbeau toate limbile? Nu mai vorbim. Ne-am înțeles foarte bine în engleză, de exemplu, cu ei. Da, v-am înțeles așa bine că am mai stat o noapte pe aeroport. Păi ne-am înțeles la o poartă prea închisă. Am ajuns noi cu
V-ați înțeles perfect, am dormit pe acolo. Dar să vezi ce dormeam mâta pe niște, aveam niște pat în alea. Da. Și am băut tot, nene, până a fost luată colega mea de băutură pe la vreo 5 dimineața. A fost luată, da. De cine? De Gabi? De Gabi, pe râd, toată lumea dormea, toată lumea duiera pe la bar, hau, hau, hau. Și a acceptat să fie luată? Păi am să ne întinde și noi o oră. Pune-mi un par cu apă ca să te iertăm. Scoatem, vezi că ți-a dat rol nou. Scoatem prima parte, nu știu, ți-a dat Ana care, nu. Scoatem totul, că văd eu care. De ce nu te descalți de ăla? Dacă? Păi, trebuie să am ceva să pun. Dar ce-ți face? De ce? Migdale nu e la pârnaie, migdale e libertate. Dar s-a rupt. Am pahar acolo, ți-am spus, mai scoate altele. Bă, încăpățânate. Păi nu-i da, sunt patru pahare acolo. Și că să ne zică doamna Cora dacă i-au plăcut mișcările de cadână ale lui Serghei. Care cadână? Alea, când dansai tu cu cadânele. A, pe da. Vapor? Da. Singura șmecherie pe vapor, nene. Pe vapor ne-am căcat pe noi. Mâncare ca la Balamuc, cât am dat 100 de euro, nu? De om. 110. 110. Am băut cât am vrut, mâncare ca la Balamuc. DJ-ul foarte tare ne-a pus salam, ne-a pus manele de ale noastre. Bine, da? Aveau, care aveau ritmul al lor. Păi pe alea dansam eu. Am înțeles. Nu știu, acolo în filmele pe care mi le-ați trimis mie erau, era pe muzică turcească. Da. Scoate marea, vezi că mâine la 6 trebuie să fiu scurat. La 6 dimineața. La 7 trebuie să fiu la Castel Film. De ce? Păi fac, cred că fac jumătate de oră până la Castel Film. Dar Castel Film era aici, a Izvorani? Să Izvorani. Da, da. Eu am făcut 15 minute, cam așa să știi. Dar de acolo aici. A, de la Tony? Da. Păi da, dar eu trebuie la 7 minute. Trebuie să mă scol, să mă spăl, mai citesc rolul dimineață ca să... Că mă urcă, mai zic că mă urcă direct pe diligență, ce să vorbesc, că suntem în grabă. Da, eu am văzut filmul lui Serghei de 4 ori deja. Cine telefonează? Troncea zice, salut Serghei, este ziua mea, îmi poți spune și mie la mulți ani, te rog frumos. Cine e Troncea? Troncea. E aici. Troncea, ce om ești, băi? E băiat sau fată, ce ești? E băiat. Ia, câți ani are? E tânăr, uite. Troncea, ai față de arici, hai să trăiești. Să trăiești, să fii sănătos. Zici că te-ai pișat în priză, Troncea. Așa-i părul în cap. Vreau mă așa pe Troncea. Uite, Laur Laurențiu Butu zice, salut domnul Serghei, îmi dai voie să te înjur? Da. Ne mă înjură toată lumea. Și că nu ți-e rău dacă bei apă? Păi n-au zis că mâine la 7 trebuie să fie un rol, sunteți nebuni. Nu pot să bă, deci hai că eu fac asta așa, când sunt la mine și fac toate treburile astea, nu contează, dar o zi de filmare acolo costă 100, 150 de mii, 200 de mii, nu știu cât filmează, sau ce cât se filmează mâine, de euro, nu poți să fii mator să strigi la ziua de filmare. Și plus că mie îmi convine să joc, adică mie îmi place mult de Bendeac și de Drăgulin și de toți aia și oricum îmi place, că dacă nu plăcea, nu mergeam. Adică dacă mă chema, nu știu, nu știu cine să filmez. Da. Mă duc numai la care îmi convin. Și Bendeac e caios. Da, foarte. Plus că mi-a dat și cartea ca să mă atace. Nea Băicoi, ai mâncat wurst în Germanglia? Am rupt, avem și aici. Și ieri s-a mâncat la Tom, wurst. A luat Tom pe ultima... 100 de metri din Oisterach. Și că vinde-l naibii, nu vezi că de când l-ai cumpărat nu mai ai liniște? Ce să vând? Cred că am Mustang. Păi nu de la Mustang n-am liniște, n-am liniște pentru că filmările trebuiau să fie în alte zile și acum, prinzând zilele astea frumoase, ne-a mutat și ne-a și schimbat, că mi-a schimbat dialogul. Mi l-a făcut mai lung, a văzut că sunt foarte talentat și aici, pe mai lungul ăsta. A văzut că ești...
Da, e mai bun de fiecare dată și înțelegi un alt substrat, adică are mai multe niveluri de înțelegere. Da. Ce face unchiul Termopane, străbunica încă îl așteaptă. Eu să mergem la mare, dar să prinde băbețivul ăsta. Robert zice, Ilie Năstase a vorbit foarte frumos de Serghei și de Maurer în filmul lui. De mine ce spune? Nu știu, să ne zică. Zine, Robert, ce zice de el? Ai văzut review-ul lui CTP despre film? Nu. Nu, nu l-am văzut. Eu rămân la CTP. Și că vă dați seama ce râs o să fie mâine cu Bendeac și Serghei? Și seara sunt la asta. Dar ia zi, ce a zis Ilie de mine? Seara ești unde? La Ilie, nu? La lansare? Seara sau? Sunt la Ilie, la sala patru, la Nasti. Dacă nu ai fi avut contract cu industria de gaming, ai fi fost de acord cu interzicerea lor? Nu. Deoarece nu sunt niciodată, nu am fost de acord cu interzicerea la nimic. A interzice înseamnă că nu mai e democrație. V-ați bătut pentru libertate și bine, ușor, ușor v-a luat-o înapoi, că sunteți proști. Dar ce înseamnă asta să interzic? De ce se interzice ceva? Cine e dobitoc? Să joace, să joace. Cine nu, nu. Pe vremea lui Ceaușescu, ca să vă explic de ce n-aș interzice, că v-am spus de mii de ori, să juca la fiecare colț, să juca barbut, să juca poker și noaptea când se mergea, să luau la Eva, la astea în parcări, unul la numere cu soț și unul fără soț. Să număra după aia. Adică nu există să nu se joace în toată lumea asta. Nu există. Israelul și ăștia care au interzis, pleacă ea pe mare sau în Suedia, pleacă cu vaporul în larg și joacă. Dar eu nu sunt adeptul interzicerii. Pentru că și eu o chestie, eu când interzic cu atâta, vreau să facă mai tare. Dacă ești dobitoc și joci și nu ești responsabil, e treaba ta. Că poți să... Bun, dar la... Că iar vă acum, la loto, de ce vă face... Vă lasă, mă, să jucați. Și v-a făcut acum ca să faceți de pe telefon online din mașină ca să puteți să jucați. Ăla nu-i tot joc? Că e de stat, l-a făcut acum, că acum poți să compact și nu știu cum, cât de repede să joci de pe telefon, să câștigi. Loto nu e joc, ce e barbut? Să vă fut în gât? Dă-mi, domne, rolul. Domne, dă-i rolul. Secretară, ia, fă aici o probă de cum nu vezi fac. Tu. Ba da, trebuie să faci o probă. Cum vezi tu? Unde rolul? Mergeți? Pe puțului. Pe puțului? Astea care dă în găuzari, am stat și eu acolo cândva. Dar m-am lăsat. Uite rolul. O, nu am voie să spun, bă, dar măi prosti mă pui să fac mă, să moară mama. Dacă ești fraier. Ar fi tare să vină Nasti la un podcast. Dar cred că nu ți-a scos toate foile. Ba, dar lasă-mă, nu mai putem mă pune să știți, domne. Păi da, dar erau patru foi, sunt doar două. A mea dată aici un sac de foi, dar astea trebuie să le joc mine. Și că a intrat pe pilot automat și armă. Dacă nu înveți rolul până mâine, nu mai conduci Mustang-ul o lună de zile, zice. Am zis că m-am uitat, mai să-mi văd rolul, zi. Bă, Serghei, nu te duci apraz din la coste? La acapara rolul, zice Trică. 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 Ce mai ziceți, domne? Cine? Că mai avem 14 minute. 14 minute. Ziceți-mi repede acum că peste 14 zice minute închide. Zice Serghei și cu băiatul ce era gay în film, nu știu cum îl cheamă, dar este bun actor. Lupu este genial. Ștefan Lupu este director la Teatrul de Comedie, are o groază de premii internaționale, e și profesor de și actor și director și profesor, are trupe de dans din astea. Așa, de actori. A luat premii în Franța, în asta ce mi-a citit, așa, foarte bun, foarte bun, genial chiar. Ce motor are Mustang-ul, știi? 2,3 mi-a spus unul, EcoBus.
El a învățat din cert. Practic a învățat ce mașină are din cert. V-am ars pe toți. Ștefan Lupu e fantastic. Toți sunt buni, mă, ce? Da. Dar logican ce nu-i bun. Dar toți joacă bine, da, mă. Și Georgiana, toți, toți, toți. Serghei, hai la Craiova, că a deschis pe Scobar restaurant acolo. Vii cu mustanguța. Și Mircescu joacă bine. Ana întreabă-l dacă la Vama a stat mult și a dat șpagă să treacă, Dorian Mocanu. Nu, că nu mai e problemă. Nu mai e. Dar s-a stat puțin pentru că m-am stat vreo 20 de minute. Cred că era schimb de tură, că am ajuns cu bășinaia lui Tom și cu toate astea. Dar vom fi luna viitoare pe lângă Craiova la deschiderea, nu știu, la, cred că la Slatina sau așa ceva. Are... A, la deschiderea, da, restaurantului de, da, care spune, da, ieri? Da, da. Yes, 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 yes. Și că Răzvan Vasilescu este cel mai bun actor român. Credem că este o noțiune subiectivă. Da, nu poți să spui că actor român. Mai ales la actor sau la astea, nu poți spui că e cel mai bun actor român când sunt o groază de alți actori foarte tari. Robert Anton zice, mai important este că are piele lolo și este decapotabil. Da. La Slatina o să vii cu mustangul, bineînțeles, de treabă țapă. Da. Să vin cu vaporul la Slatina. Da. Sănătate lui Neamizil, zice Cosmin Suciu. Mersi. Tablou de la capul dumneavoastră l-ați pictat dumneavoastră? Da. Da. Tablou de la capul meu l-am pictat eu, dar de la care cap? Și dacă se găsesc tablouri făcute de Serghei, no, la vânzare? No. No. Care este mașina preferată a lui Serghei? Acum Mustang decapotabil. Hagi sau Dobrin? Nu poți să... Vedem, asta e o chestie. N-ai cum să compari alte perioade, alte chestii. Fiecare a prins o chestie. Dacă prindeau amândoi afară, poate jucau altfel. Hagi a avut norocul și foarte bine că a avut norocul să prindă finalul de asta, să joace afară și are alte performanțe. Dobrin a putut să plece de la zi, unde mă, la Pitești. Înțelegi? Deci sunt alte chestii și fiecare era pe altă chestie, adică e greu să spui, nu știu, nu pot spune, oricum Hagi a demonstrat, Dobrin acum, n-aveți să mă înțeleze, Hagi a demonstrat că e și antrenor, a făcut și școala, a făcut tare, adică au prins, fiecare a prins altă perioadă. Dar amândoi foarte mari, foarte, foarte mari. Și că a zis Ilie Năstase că el a fost numărul 1 la tenis și femei și tu numărul 1 la băutură. Așa m-a pus? În film spune asta? Zice Robert că da. Și că Serghei, văzut ce bine vorbește Tom în germană? Da. Pe asta s-a discutat, s-a râs. S-a râs. Este trist că la Pitești s-a dărâmat stadionul lui Dobrin, păcat. Da, că stadionul s-a stricat. E păcat că Pitești nu-și face un stadion adevărat, cum a făcut Craiova, cum a făcut ăștia în București, ăsta, arena asta și asta unde se joacă la Cașin și toate astea. În toate marile orașe ar trebui făcute... Băi, eu nu înțeleg de ce nu fac, că-s pe fonduri europene, nu știu, dar lumea e tâmpită. Dacă erai prieten cu Costel... Da. Că în filmul Mut a spus Ilie despre Sergiu. Mulți sirieni în Germania. Nu i-am văzut prin satele, pe acolo singurul care vorbea stricar era ceva, era Tom. Nu prea erau sirieni. Se va face la Iași cel mai mare stadion de fotbal. Foarte, unde se face foarte bine că se face. Lui Serghei se potrivesc rolurile tip Il Padrino, pare persoana de poate să facă să tacă orice individ. De când poartă Serghei Mizil cămașă, te întreabă Iuli Stoienica. Cum? Am obișnuit să port cămașă. Vara nu mai e în cămașă. Da. Când vine Serghei la Buzău să-l servim cu un vin de pietroasele și cu cârnați de pleșcoi, Florin Bogdan Gavrilă.
Buzău unde e? Lângă noi, e? Da. În Prahova? Da, e aproape de noi. Lângă noi, lângă Vizir. Da. Unde n-am fost niciodată. Tot poporul așteaptă la priveg, praznic, înmormântare, comemorare. Bun, aceeași întrebare. Doamna general, ce mai face? Doamna general face bine. Nu prea ne-a mai văzut. A fost foarte ocupată. Când mai facem live? Nu știu, acum trebuie să ne gândim. Cred că avea bine dacă o să fie mormântare, vine și o să te duci la mormântare. Nu cred că am cum să ajung vineri să că sunt. Deci tu cât filmezi? Nu știu, că vezi că mă freacă în fiecare zi. Deci nu putem să dăm așa. Deci eu în primul că trebuia să încep filmarea de miercuri sau joi. Miercuri sau joia trecută sau acum? A, ok. Și m-a sunat că să începem de mâine, că nu știu ce, și că mi-a schimbat și rolul. Acum iar intrăm în filmul cu rol. Ce că îți oferă doamna general să te ducă la mormântare cu Mustangul, să ajungi prin luna iunie. Lumea zicea că ai greșit, că ai plecat cu Tom în Germania, trebuia să pleci cu doamna general. Ne băteam. Și așa când m-am întâlnit după ce am venit, m-a obosit. Da? Da. Da, este pictat de el tablou cu cocoșul pe scaun. Salut, Serghei, zice Paris să iei Motanul în brațe. Motanul? O să ajungem și noi vreodată la nivelul Germaniei? Niciodată. M-am dat seama acum încă o dată că ne mai trebuie. Dar în primul rând că noi vătăm niște păduchi care nu fac nimic. Este simplă poveste. Votăm niște păduchi care fac, nu fac, de la toate nivelele, care nu fac absolut indiferent de partid, absolut nimic. Bă, nu venea să cred, pistă sute de kilometri prin toate satele, prin pădure, prin toate alea, pistă de bicicletă asfaltată, asfalt, flori, flori, flori puse de așa, în toate intersecțiile, flori cu ghirlande, cu alea, în pădure, bă, în niște sate bășite. Iar mă apucă nervii. Ai jucat vreodată rol de securist? Nu! Numai infractorul mi-a dat. Cine mi-a spus întrebările astea? Dacă ai juca. Nu dacă ai juca tu. Păi poți să joc orice rol! Ce că țapul zice, eu zic că o să vezi mai repede dacă îmi vezi din Mustang. Dar ce o nebunie cu Mustangul ăsta, mă, frate, bă? Mustangul, mă. Parcă până acum n-am avut Mustang. Oare cum îl chema pe turcul ăla de care zice doamna Iulia? Ceva dacă ne-a bei. Spus, da, nu știu cum bei. Safir bei. A ajuns Tom la nivelul Germaniei? Da. Tahim Bey, da, Tahim. Cine a știut? A știut Răzvan Petrovan. La Iulia s-a uită? Că bei un ou, zice Rogus. Și Tom ce mașină și-a luat? De cusut. Da. Ai jucat într-un film cu Mădălin? Da. Când îl dau la muie. Deci suntem pe locul 6, pă... Eu zic că e bine. Da. Nina, nu mă lasă să-ți scriu mesaje aici. O să verific după live, că nu știu să verific acum. Ce mesaje vrea, Nina? De ce nu l-ai luat pe Radu scriitor în Germania? Pe ce să fac una în Germania? Hă? Nu știu. De ce ți-ai luat Mustang? Că mi-a plăcut mie Mustangul și am avut Mustangul ăsta. De mult mi-a plăcut Mustang și acum am luat ăsta, am găsit pe ăsta decapotat și am vrut decapotat. Și că Tom a mers pentru crembuști. Sau și-a lucrat și el mașina. Păi, și-a lucrat pe dreacu. Tom a stat și a mâncat și a dormit.
Dom'le, ce excursie am avut, am avut o vacanță. Păi ai avut fire al dracu să fii. Dar cât a stat? O săptămână în total, cred, nu? Mai mult, nu știu. Am plecat, stai puțin când am plecat. Am plecat, nu știu când am plecat. De Bărbăscăvire, cred că o săptămână. Am plecat. Ați plecat marți, cred, sau? Marți și ne-am miercuri. Întors miercuri. Și ca să nu afle Brinchi că a cumpărat Tom Crembuș, că acum se duce la el. Ba da, a fost, dar după aia ne-a sunat și ne-a dat eject. Când am sunat, când am ajuns să mâncăm niște Crembuș. Da? Da, nu știu de ce, ne-a dat eject. Păi era cu peștele. Poate era cu peștele, vorbeam cu peștele, da. I-a ocupat cu peștele. Domne, ce spunem în încheierea acestei minunate emisiuni? În încheierea acestei minunate emisiuni vă spunem că vom anunța când vom face următoarea, în funcție de ce se întâmplă. În funcție de evoluția evenimentelor. Exact. La revedere, urați lui pa. Serghei Spor în învățarea rolului. Pa, noastră.